Ministrul Muncii a declarat că pensiile nu vor întârzia din cauza zilelor libere. Toate pensiile românilor ar urma să fie achitate până în data de 15 decembrie, a precizat ministrul Marius Budai. Potrivit acestuia, poștașii vor lucra și vineri, 2 decembrie, astfel încât pensiile nu vor întârzia din cauza zilelor libere din luna decembrie, plata acestora în luna decembrie urmând a se face după calendarul stabilit. Astfel, pensionarii care iau pe card pensiile vor primi banii în cont în perioada 12-14 decembrie, iar cei care încasează pensia prin factorul poștal o vor primi începând cu data de 2 decembrie.